Flota militară pakistaneză are de acum o nouă navă militară ce a fost construită de țara noastră la șantierul naval din Galați, deținut de compania olandeză Damen. Ceremonia de predare a avut loc cu mare fast la malul mării. Ceremonia de predare a navei Hunain, construită de șantierul Damen Galați, a avut loc în portul Constanța, în prezența mai multor reprezentanței marinei militare pakistaneze, numeroase oficialități din România, dar și reprezentanței marinei militare române. Potrivit constructorilor, nava beneficiază de toate dotările necesare celor mai complexe și dificile operațiuni care au loc atât pe cale aeriană cât și maritimă. Nava are tehnologii avansate și sisteme foarte avansate, poate fi utilizată în multe operațiuni, inclusiv cele de război, dacă este nevoie. Este foarte bine dotată. Într-adevăr, avem și un heliport, poate primi un elicopter, avem și un hangar în care va fi stocat acest elicopter, câteva bărci de mare viteză, tunuri lansatoare. Nava va deservi marina pakistaneză pentru operațiuni de antipiraterie, salvare și recuperare pe mare, atât și precum și asigurare de securitate maritimă pentru Pakistan, pentru rutele comerciale care sunt în Oceanul Indian. Aceasta este cea de-a treia navă militară livrată de șantierul Galați marinei pakistaneze, urmând ca până la sfârșitul anului să fie livrată și cea de-a patra. Este prima din seria de OPV-uri 2600 construite la Damen Galați, dar clientul este un client care a revenit după livrarea cu succes a primelor două nave din seria OPV 1900, Yarmouk și Tabuk, livrate în februarie 2020 și noiembrie 2020, iar iată că după 2 ani de zile am început construcția celor două nave OPV 2600. Astăzi o livrăm pe prima dintre ele, urmând ca la sfârșitul anului să fie livrată și cea de-a doua navă.